Controle și amenzi pentru agenții economici care au angajat oameni fără forme legale și care nu au respectat prevederile legale în domeniul relațiilor de muncă. În luna noiembrie, reprezentanții ITM au efectuat sute de acțiuni la angajatorii de pe raza județului Dolj. Cu ocazia acestor controle au fost depistați și 8 angajatori pentru care prestau activitate fără a avea întocmite contracte individuale de muncă, 10 persoane. Valoarea amenzilor pentru muncă fără forme legale a fost de 100.000 de lei. Pentru neconformitățile cu privire la munca suplimentară, munca în timpul repausului săptămânal și munca de noapte, au fost aplicate 10 sancțiuni contravenționale în valoare de 10.500 de lei. În domeniul securității și sănătății în muncă, inspectorii de muncă au efectuat 161 de acțiuni de control, în urma cărora au aplicat 122 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 166.000 de lei. Pentru deficiențele constatate au fost dispuse 5 opriri de echipamente de muncă, 3 sistări de activitate și 186 de măsuri de remediere a deficiențelor cu termene ferme și obligatorii de realizare. Angajatorii au comunicat către ITM Dolj în această perioadă 17 evenimente, din care 2 au fost soldate cu deces, evenimente care, în urma cercetărilor efectuate, vor fi sau nu încadrate ca accidente de muncă.